Bine ați revenit la noi în studio, doamna doctor Ioana Vârtosu. Un subiect de interes pentru tinerile mămici. Ce au de făcut când copilul are enteroviroză? Pentru că, deși pare o banalitate, te gândești, o simplă enteroviroză, dacă nu este tratată corect, ar putea ajunge o urgență de spital. Mai ales dacă copilul este mic sau chiar bebeluș. Da, din păcate atunci când vorbim de enteroviroze, într-adevăr, orice mămică se sperie atunci când copilul ei vomită sau are un scaun diareic, dar într-adevăr mult mai problematic este la copiii mici și foarte mici, pentru că deshidratarea se calculează la kilogram corp. Și atunci cu cât copilașul este mai mic, cu atât gradul de deshidratare evident că este mai mare și dacă vreți chiar putem da și o formulă de calcul părinților ca să-ți dea seama de gravitatea deshidratării. De exemplu, o vărsătură sau un scaun diareic, în funcție de cam cât de mare a fost, se consideră ca și cantitate între 50 și 100 de mililitri de lichide pierdute din corpul unui copil sau chiar adult. Dacă vorbim de deshidratare, ea se calculează la kilogramele corp pe care le are copilașul. Și dacă, de exemplu, vorbim de un copilaș de, să zicem, 2-3 luni, care are un 5 kg și a vomitat de 2 ori, putem spune că a pierdut aproximativ 100 de mililitri din cele 5 kg. Și se face acest raport și în funcție de raport ni se dă, ajungem la un procent. Și dacă procentul acesta este sub 5%, evident că doar dintr-un control al alimentației, dacă vorbim de bebeluși puși la sân în continuare, fără niciun fel de problemă, dar foarte des și poate chiar un supliment de apă sau de săruri minerale, este suficient. Între 5 și 7% este clar nevoie și de un aport suplimentar de săruri minerale și chiar o medicație care să oprească vărsăturile sau procesul diareic. Dacă vorbim de o deshidratare de peste 7%, se poate repara doar cu un control medicamentos pe venă. Să o luăm un pic mai pe general și să explicați tinerelor mămici de fapt ce înseamnă enteroviroza și care sunt primele simptome care apar și ce ar trebui ele să țină sub observație ca să nu ajungă chiar la deshidratare. Exact, să nu ajungem la perfuzii, ce putem face acasă și cum să ne dăm seama din timp. În principiu, copilașii uneori se plâng de dureri de burtică înainte de a avea prima vărsătură sau primul scaun moale, dar aceste crampe de obicei sunt după apariția primei vărsături sau scaunului moale, poate să fie însoțită de febră. Și atunci, în momentul în care avem febră, scaun diareic sau vărsături împreună, plus colicile abdominale, clar mergem spre ideea de enteroviroză. Acum, enterovirozele pot să fie din mai multe cauze. Poate să fie 90% din cauză virală și în rest mai poate să fie o cauză parazitologică, cauză bacteriană și aici în special sunt acele toxi infecții alimentare când mâncăm ceva stricat și în cazuri foarte, foarte rare cauze fungice, de aici vorbim de persoanele cu imunitatea foarte, foarte compromisă. Și dacă am menționat că majoritatea sunt de cauză virală, asta înseamnă că această enteroviroză nu trece cu antibiotic, ci dimpotrivă, dacă îi dăm copilului antibiotic sau chiar adultului care suferă de enteroviroză, că e exact același lucru, antibiotic, nu facem altceva decât să stricăm și mai tare flora intestinală și să facem ca acel proces care în mod normal este autolimitativ, adică corpul știe la un moment dat să se repare, să nu-i dăm șansa să facă lucrul ăsta. Și simptomele cresc în intensitate. Se pare că dacă nu dăm tratamentul corect, atunci numărul de scaune diareice crește sau durerile de burtă, așteptăm să scadă febra. Multe mămici fac o greșeală mare și spun că am dat antibiotic, copilul trebuie să aibă o temperatură normală, să-i scadă febra, ceea ce nu este adevărat. Da. Când apelăm la medic, apropo, pentru că, bun, am spus, e o simplă enteroviroză, copiii se plâng de dureri de burtică, uneori asociate cu o durere de gât sau cu mucozități nazale sau apar acele probleme sau ragade sau bubițe în cavitatea bucală. Da, dar rețin acasă sau îl duc repede la medic? Diferența între acele răceli care vin cu vărsături, pentru că copiii în momentul în care sunt răciți au diferite mucozități care ajung în gâtuți și irită și de acolo dă senzația de greață și mulți dintre ei chiar și vomită și enteroviroză, o face efectiv apariția scaunelor diareice, pentru că febra poate să fie și la răceală și la enteroviroză. Când apelăm la medic,
Ideal ar fi ca mămicile, dacă au văzut că copilașul a vomitat odată sau de două ori, a avut deja un scaun diareic, deja dacă copilașul este foarte mic, să apeleze la medic pentru un sfat foarte avizat și personalizat lor, tocmai pentru a nu degenera acea deshidratare de care ziceam și să nu aibă nevoie de mai multe medicamente sau chiar partea perfuzabilă. Dacă vorbim de un copil mare care este deja la școală, care cu siguranță părintele a mai trecut prin multe vărsături și scaune diareice până în momentul respectiv, panica nu mai este la fel de mare și tratamentul este simptomatic. Adică îi dăm copilului, dacă are febră, ceva pentru febră, care înseamnă antitermic, nu antibiotic. Antibioticul nu scade febra, doar antitermicele. Apropo, le amestecăm, asta este iarăși o mare greșeală pe care o fac mămicile. Se sperie că febra nu a scăzut repede și dau când un tip de medicament, când altul. Dacă vorbim de o enteroviroză, este foarte important pentru părinți să știe că nu se dau supozitoare pentru că accentuează diareea și în loc să limităm procesul, îl perpetuăm. Și, într-adevăr, se pot alterna tipurile de antitermice în contextul în care febra este persistentă, peste 39 de grade și nu scade, chiar dacă am făcut și dușuri reci și împachetări. Sau mai avem situația în care copilul i-am dat siropelul sau antitermicul oral, dacă e tabletă și copilașul este mai mare și imediat l-a vomitat. La antitermice putem face lucrul ăsta, dar atunci când vine vorba de acele medicamente care să oprească vărsătura, nu este deloc recomandat să dublăm sau să reluăm doza dacă copilașul l-a vomitat, pentru că o cantitate cât de mică, el totuși a reușit să o absoarbă. Și din păcate toate 20% mai exact. Din păcate toate medicamentele care sunt împotriva vărsăturilor în doză prea mare față de greutatea copilului poate să dea niște, așa se numesc, efecte extrapiramidale, efecte neurologice care nu ni le dorim deloc. Convulsii, de exemplu. Care nu ni le dorim absolut deloc. Și atunci, într-adevăr, avem febră, îi dăm ceva pentru febră și facem împachetări și foarte multe lichide care și ele contează foarte mult atunci când vine vorba de febră, pentru că febra suplimentar aduce la deshidratare prin faptul că corpul evaporă apă prin piele în context de febră. Avem vărsături, dăm ceva de vărsături. Avem diaree, dăm poate niște soluții care se amestecă în apă, în tot felul de siropele care să împiedice toxinele să se absoarbă prin intestin înapoi în corp. În schimb, nu avem un medicament minune sau miraculos care să facă ca enteroviroza să dispară. Este un virus care își va face el de cap câteva zile. Câte zile, de exemplu, stăm și nu ne alarmăm? Nu e vorba că nu ne alarmăm, pentru că dacă, de exemplu, o persoană are 10-12 scaune diareice și poate 3-4 vărsături într-o zi, clar ne alarmăm și are nevoie de medicație. Dar pentru două scaune diareice și o vărsătură pe zi, să țineți cont că cu o dietă, și aici vreau să ajungem neapărat adecvată, corpul în 3-4 zile își va ajunge la normalitate. Apropo, dacă copilul varsă, ar trebui ca mămica să aștepte măcar jumătate de oră până îi administrează medicația. Da, pentru că în momentul în care orice om, doar copilul, vomită, se contractă musculatura abdominală și musculatura esofagului și în momentul în care înghițim, corpul automat va avea tendința de a da afară. Și atunci, important este să dăm în cantități mici. Adică, de exemplu, dacă vorbim de un bebeluș care, în mod normal, ar mânca poate 200 de mililitri, nu-i dăm 200 de mililitri masa lui întreagă, îi dăm 15-30, mai așteptăm câteva minute, mai dăm un pic, ca să-i lăsăm stomacelui timp să așeze tot ceea ce primește. Cantități mici și dese. Asta este una dintre reguli. A doua regulă este că ar trebui să evităm niște alimente și ar fi ideal să consumăm altele. Adică de evitat alimentele care fermentează, gen produsele lactate. Acum, dacă vorbim de un bebeluș care este alăptat la sân, clar nu o să îl luăm de la sân, pentru că oricum își va primi și niște anticorpi frumoși prin lăptic și procesul va fi limitativ foarte repede. Dar dacă vorbim de copii mari, clar nu o să le mai servim cana de lapte în ziua respectivă și o să mergem foarte mult pe ce înseamnă o supă de zarzavaturi ideal, orez fiert, brânză de vaci care strânge burtica. Ar fi de recomandat să evităm tot ce înseamnă fructe, cu excepția bananei și poate amărului copt sau compot de mere.
Să mergem pe produse care vin cu săruri naturale, gen morcovul. Și chiar dacă copilașul chiar vomită mai mult sau așa, să mergem și pe săruri de rehidratare care se dizolvă în lichidele pe care el le bea. Mă sunt mulți părinți care spun, dar nu-i place copilului gustul. Sunt convinsă că fiecare poate găsi așa un șiretlic prin care acele săruri se le dizolve în pireu, într-o budincuță, în ceva care copilului să-i placă. Da, au apărut diverse produse în care seamănă, de exemplu, cu înghețata și mai ușor de administrat copiilor. Aș vrea să ne întoarcem la un punct foarte important, pentru că trebuie insistat acolo, să vorbim care sunt semnele deshidratării. Pentru că mama trebuie să observe anumite lucruri la copil, de la piele până la culoarea urinii, iar la bebeluș să fie atenți și la fontanelă. Acum, dacă îi spunem părinților să pună degetul acolo, să apese pe fontanele pentru copilași, acea găurică care au copii, nu li s-a format oasele cu când totul. Când încă o mai au deschisă, mulți o să zică că lor le este frică să-i atingă în primul rând. Și atunci nu ne putem baza neapărat pe un părinte că o să știe cumva să spună că fontanela este deprimată. În schimb, la copiii mici e foarte ușor de făcut acel calcul și de calculat deshidratarea pe kilogram corp, de care ziceam. Mai vine pliul. În mod normal, noi când ne strângem de piele, ea își revine în mod natural. La cei care sunt foarte deshidratați, strângem de piele și ea durează foarte, foarte mult până își revine în stadiul ei natural. Și asta poate să fie un semn, acel pliul pielii. Sau la burtică, acolo se vede foarte bine, mai ales la bebelaș, rămâne așa persistent. Exact. Evident că sunt foarte apatici, foarte somnolenți, n-au vlagă în ei, că le lipsesc acele minerale. Ne mai putem da seama și după urină. În mod normal, știm cam cât de des am merge la baie și constatăm că copilașul nostru de azi dimineață n-a mai mers deloc să facă pișul. Este clar un semn că corpul conservă toate lichidele pe care le are. În momentul în care face pișul, o să constatăm că este foarte închisă la culoare, adică este foarte concentrată pentru că nu a avut apă să dizolve tot ce a avut el de eliminat. Sunt absolut convinsă că un părinte care este puțin atent la copil își dă seama că ceva nu este în regulă. Și acela este momentul în care mulți se întreabă când este cazul să-mi sun medicul sau să plec cu copilul la spital, pentru că când vine vorba de bebelușii mici, de la 2-3 vărsături și un scaun moale, clar este desunat medicul de familie și evaluat inițial pentru un tratament. Dacă vine vorba de un copil mare, care poate este la al treilea, al patrulea sezon de enteroviroze, pentru că enterovirozele sunt chiar și sezoniere, părintele deja prinde puțină experiență și știe că de data asta nu merge ca datile trecute. Hai să sun medicul să văd ce se întâmplă. Mulți au și în casă deja și săruri de rehidratare și ceva pentru diaree, pentru că deja au puțină experiență, din păcate. Oricâtă grijă am avea, apropo de prevenție, cu spălatul mâinilor. Trebuie neapărat să menționez că în casă, dacă o persoană are enteroviroză, ceilalți pot să facă de la el. Ceea ce înseamnă că regulile de igienă în casă sunt foarte importante. Inclusiv faptul că nu mâncăm din aceeași vas din care a mâncat copilul cu enteroviroză. Cred că este o chestie foarte clară și banală. Dar inclusiv folosirea prosoapelor în baie. Ar trebui fiecare să aibă prosoapele individuale și părintele chiar pentru copilașul care are enteroviroză să le schimbe, poate chiar în fiecare zi, și să le pună la spălat. Dacă în casă deja, după primul, a luat și al doilea și poate și al treilea, dacă casa este mai numeroasă, ar trebui cumva să începem să dezinfectăm poate clanțe, adică spațiile acelea în care toată lumea a mâncat și pune mâna, să ne asigurăm că îi protejăm pe ceilalți să nu o ia. Pentru că fiind vorba de un virus, se manifestă imediat la toți membrii familiei, din păcate, dacă nu avem grijă. Da, e adevărat, cu cât suntem mai mari, devenim adulți, avem mai multă imunitate pentru că ne-am întâlnit mai des cu aceste virusuri și nu neapărat o facem la fel de frecvent cum o fac copiii,
Dar dacă într-o casă este o familie cu mai mulți copii, șansele să facă toți frații sunt foarte mari și atunci aceste reguli de igienă în care spălăm toate tacâmurile, fiecare e cu prosopelul lui și clar ne spălăm pe mâini înainte și după baie. Și apropo de scaunele diareice și vărsături, de dezinfectat toaleta sau locul în care copilașul vomită după fiecare mers la baie. Am vorbit despre tratamentul în enteroviroză. Da? Dăm un antitermic, dacă copilul are febră, dăm poate un medicament care să oprească voma, suntem atenți să fie la jumătate de oră, dăm pentru intestin un antiseptic, dar nu dăm antibiotice, punctez, nu dăm antibiotice. Pentru că o să facem mai mult rău. Exact. Și ați precizat că se distruge flora bacteriană, dar mămicile spun, ne oferă piața o mulțime de probiotice. O să mă duc să iau de toate de la farmacie. Cât de important e să administrăm probiotic, este indicat sau nu este indicat, corpul se reface singur sau nu? Când vine vorba de probiotice, nu ar trebui să fim puțin atenți, aici cred că este și domeniul tău cel mai mult, să ne oferim corpului probiotice naturale prin alimentația normală, nu doar în momentul în care suferim de o enteroviroză. Recomandarea de a da probiotice sau nu în enteroviroză, cred că ar trebui să aparțină medicului care evaluează fiecare caz în parte și nu ar trebui să fie o necesitate pentru fiecare copil în parte, pentru că trebuie să-i dăm șansa florei intestinale să își facă el acolo mecanismele proprii de luptă și să-și dezvolte propria floră bacteriană care să lupte cu toți ceilalți care nu-i convin. Că, de fapt, să nu credeți că intestinul este ceva complet steril, ca o sală de chirurgie, ci, dimpotrivă, este plină de microorganisme care, de fapt, sunt acei cu aia conviețuim, ne este bine, ei știu să ne mai digere puțin din alimentație, dar dacă vine unul care nu-i convine, acolo intră ei puțin în luptă și pentru noi în afară se vede enteroviroză. Pentru ei este o mică luptă în care flora noastră trebuie să iasă la final câștigătoare. Da, pentru că flora noastră cu bacterii bune are un rol foarte important în imunitate. Deci ea, în momentul în care produce aceste simptome, luptă să refacă mucoasa intestinală, să scadă inflamația și să reușească să absoarbă cât poate din substanțele nutritive. Și la fel, bun, mai degrabă decât probiotice pe care să le luăm după ureche, iarăși revin la hidratare. Și mămicile se sperie că nu mănâncă copilul și nu se hidratează, dar sunt câteva lucruri practice pe care poate să le facă. Am doi copii acasă. De exemplu, le dădeam cu o seringuță. Luam o seringă și puneam apă și dădeam cam la 5 minute cât puteau ei să suporte. Pentru că, într-adevăr, orice cantitate mai mare îi făceau să vomite. Dacă în prima zi copilul nu vrea să mănânce, nu ne speriem. Sunăm medicul sau suntem atenți la medicația pe care le oferim. Dar nu-i forțăm să mănânce lucruri pe care le-ar dăuna sănătății. Iarăși atrag atenția mămicilor că nu ne facem de cap cu ce îi place copilului când este bolnav, pentru că îi face mai mult rău. Cu gândul că nu mănâncă, e acea tendință a mămicilor să ofere absolut de toate, inclusiv zahăr, dulciuri sau alimente care le-ar face mult mai rău copilului. Rămânem exact pe ce a spus doamna doctor, da? Să rămânem pe orez, pe mucilagiul de orez, acea zeamă de la orez iarăși le face foarte bine. Morcovul fiert, legume, în special dovlecelul, ăsta iarăși exact. Este binevenit. Și îl amestecăm în supă, facem o supă cremă, pentru că așa e, nu vor întotdeauna să mănânce și încercăm să nu le dăm alimente care fermentează. Da, dieta este foarte importantă și să nu ne speriem. Calm, nu? Să nu ne speriem, să nu încercăm să dăm mai multe medicamente decât trebuie, să nu ne speriem copilul are un pic de febră sau că o zi nu a mâncat. Câteodată chiar și nouă ca adulți ne prică bine să trecem peste o zi fără să fim mâncat, pentru că este o formă a corpului de autoevaluare internă. Dar când vine vorba de copii, ai menționat un lucru foarte important, chestiile dulci. Adică copilul nu le mâncă nimic toată ziua. Nu le mâncăm, le dăm la o parte. Da, și ne bucurăm că vrea o bomboană. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult!